ați văzut-o cu toți. Astăzi asistăm la ceea ce am anticipat de multă vreme și anume că PNL-ul nu a rămas decât de fapt o simplă firmă în spatele căreia s-a ascuns tot PDL-ul și practic astăzi partidul este dominat de personalitățile binecunoscute din PDL. Iată șeful de campanie, domnul Falc, primarul de la Cluj, Roberta Anastase și o lungă listă. Nu face plăcere niciodată să vorbesc despre persoane, dar din păcate asta este realitatea. Este o realitate.